Veni pe canalul Paul Baloc și iată că a venit și noul update, ultimul update pe 2022. Să vedem ce va fi în 2023. Dar în acest update au intrat minunatele avioane de generația 4 și ia uitați-vă ce avem aici. Un F-16 la americani. Mai avem un A6E Tram, tot de la americani. Ăsta este premium, care mi se pare senzațional și îl recomand pentru luptele Tank Realistic Battles. La ruși au băgat nenorocirea asta de MiG-29. Salutare din nou, din păcate, vedeți că a picat live-ul. Salut, salut! I-am dat drumul la altul. MiG-29, care are niște rachete nenorocire. Efectiv, rachete nenorocire. Ce mai avem aici? Faburile astea, habar n-am ce sunt. Salut, salut Cosma! 236 de kilograme, bombă. Doamne! Încă sunt baguri, dar avem nebunie aici. Ia, ăsta cât e de 30G, rachetă, 60 emule, R27, nu au scos rachetele alea OP. Nu știu care erau. 27 mi se pare că erau 29. Su-25K e bun, este bun, dar nu prea are viteză față de avioanele astea de fightere. Am văzut că acum poți să drop tank, poți să-ți arunci, cum îi zice, tankul de asta. Su-25 e bun, trebuie să te înveți un pic cu el să joci. Toată lumea o să vină pe tine pentru că ești un avion destul de încet, dar are rachete foarte bune. E bun, merită. Dar dacă vrei, ți-l recomand pe ăsta de la chinezi, avionul ăsta premium de la chinezi, care este senzațional, credeți-mă. Este un avion foarte șmecher, e la 10-0, L-73, l-a scos ăla sau habar nu. Ăsta ți-l recomand de început, pentru că are rachetele foarte bune și e la 10-0, adică te poate da la 9-0 și e super ok. Bun, au mai băgat și premium, sunt curios să-mi spuneți ce au mai băgat noutăți, abia aștept să joc. Cafirul, la suedezi au băgat J35XS, JA37D, cred că voi știți mai bine ca mine ce s-a băgat pe aici. La francezi au băgat Mirajul, ăsta e bun, dar sunt 11-0 deja, cred că o să te mănânce ăștia. La italieni au băgat și aici F-16 și Tornado, ceea ce mi se pare senzațional. Mă aud bine? Se vede bine? Ia să vedem canalul tău. Canalul tău. Da. Când trag în tine au schimbat animații. Când trag în tine au schimbat animații. Eu am A4 de la izraelieni. Da, se aude bine. Bravo, chiar mă bucur. Hai, noroc, salutare, dragilor. Bine că ați venit. Păi suntem 5, eu am doar 2 like-uri și acum 3. F-104 TAF. Am văzut și ăsta din descriere, care are o rachetă destul de bunicică. Iar ăsta este Tudor Socaciu. Hai, noroc. Nasol că au băgat varianta de caz la Tornado, numai Air Defense. Bă, trebuie să-mi explicați și mie. Învățați-mă și pe mine că de-aia, astea sunt M7 EU pe care le poți trage din față, cum ar veni. Iar rachetele astea sunt cu 20G, 10G, dar măcar ai 6. Da, du, să rămână atunci, Paul, ai noroc! Ai mitraliera de 20 de mm, ferească Dumnezeu ce e și aici. Tornado la fel, are GBU-24, ăsta e de generație foarte nouă, sau mă rog, e cea mai nouă ca variantă și are termal. Trebuie mă bucură, rezervoare suplimentare, rachetele, cum merge eventul, acum am început, rachetele 30G, bă, merită, mă apuc de italieni, acum mi se face update la PS4. La chine știți foarte bine ce s-a băgat. F-16 au băgat și la chinezi, au băgat J7D-ul, Japanese, uite la Japanese, nu m-am uitat, ba da, au băgat Phantom 4EJ. Bă, dar ce bine arată, frățioare! Ce bine arată ăsta, nebunilor! Eu deja am luat prima stea. Bă, lasă-mă dracu, dar de la ce oră joci? Ia să vedem. Păcat că tu trebuie să faci 40 înainte de 20, deși probabil o să rădune o lume, da, să știi prea. După mine, exact. Bă, ia să vedem ce rachetă are ăsta.
I'm 7. Oh, I'm 7D, asta e mai bun ca I'm 7E. 15 km, 182. Picase conexiunea. Da, i-am dat un restart. Ar fi două variante de tornadă pe care le-ar fi putut să le bagi. O să le bagi. Nu te... Mamă, AIM-9P. Astea sunt variante destul de bune, fraților. Rear aspect 20G, AIM-9E. Tot 20G. Frumos ăsta, îmi place. La suedez v-am zis, ăsta mă bate gândul să-l iau, dar nu știu deocamdată. La ruși au băgat nenorocirea de MiG-29 și văd că au băgat și MiG-23 MLE. Mamă, ce și aici. Ăsta e pur și simplu KH-23M. Targeted Delta, slăbuț ăsta pe target, pe ground target. Dar în schimb e bun pe... Da, e bun pe air-to-air. Iar la germani, bineînțeles, continuăm și la germani, au băgat Tornado, MiG-21 la Zurem. Păi, de mă... E, Cofeo, bună seara, ce faci, dragul meu, te aștept. Vezi de-al grei la ghete, la MiG-2, ia să vedem. Vreau să-mi explicați și mie, învățați-mă. Învățați-mă că nu știu despre ce e vorba. Bună seara, V8-ule, când te reapuci de joc să-mi spui. O, update. R60MK. Cum dau flare? Băi, trebuie să ți-l setezi. Contra meci o să-l găsești. Ia să vedem. Hai să vedem cu ce pot să fac și eu un test fly. Cu astea nu pot să fac, din păcate. Nu am cu ce să fac și eu un test fly. Asta merge. Nu, nu. MiG-20 a primit-o la spec. Băi, ești nebun? Oh, hai noroc! MiG-23 ăsta? Paruș? Ia. Nu pot să spun că mă reapuc, dar am început să mai joc. Bă, Gogule, când vrei? Care a primit tatăl la aspectul ăsta? Ia să vedem. Phantom japonez a primit buff. Bă, ești nebun? Bă, ești nebun? Bravo, la aspect, mâncava și groastră. Bine, 2 km e la aspect. Dar are 30G. Rupe asta. Deci asta rupe. Ia să vedem la Su-22M. Ăla de la Squadron Battles. Nu i-a dat și lui ăsta buff? Ia să vedem. Like și salutare! Doamne ajută la toată lumea să știe! La fel, frate. I-a dat... Mamă! Mamă, și ăsta R60 are all aspect 30G, fraților, păi unde este, da, e la avioanelor, pac. Hăt, sex, e clar, ăsta e update-ul avionului, clar. Băi, ia să vedem, în cavaș gura voastră. MiG-29, ce să mai zic, ia, mamă, deci, bă, păcat că nu le ai terminate. O, la aspect aici, să știți că nu-i mare diferență. O, la aspectul la 2 km, zici că nu zici, mamă, rupe, face, R60. Astea sunt mai slabe. Ba nu? Rear aspect, da. Păi unde să setezi? Uite aici. Te duci la meniu, Controls, Contra Measures, sau nu, cum era? Orizontal, nu știu, undeva e Measures, dar nu mai știu exact unde. A, dar nu știu pe ăla, pe controller, habar n-am. Ia uite-te puțin la tankul ăla de la chinezi. Așa, tankul ăsta de la chinez l-am văzut că e foarte șmecher și ăsta. Ma, 11-0, ia să vedem, preview. Mamă, ce nebunie de tank, frumușel. Ăsta e la bază un T-62, ce doamne iartă mai e. Dar ia uitați-vă ce au pus ăștia aici pe el. 600 de milimetri, ia să vedem. Modification. Cu ce trage, mă, un cavaș groasă? Deci trage și după avioane și să îi autodestrui destroying de ăsta. Racheta are 850 planetari. Da, e joc cu tastatură și mouse, scuze, mă. DTC-10 are 566, băi, e șmecherul ăsta. Ăsta e șmecher, credeți. Ăsta e șmecherul de tot de la chinezi. Armură. Asta mi se pare șmecher. A, ok.
ăsta la 97, ăsta mi se pare la 97 și ăsta termal, mai degrabă după elicoptere. La elicoptere am văzut că n-au băgat. La elicoptere sunt alea șmechere, rău de tot. Premium Tech, dar nu știu, se oprește live-ul, nu. L-au băgat pe ăsta care mi se pare o porcărie, tankul ăsta. Dar vedeți ce mi-arată poza, dar de fapt e ce mi-arată F4 pentru că sunt baguri, o să fie jale cu tankul ăsta. Cu ăsta? Sau cu ăla? Cu ăla, da. Ia, la plane, aici am de J35, bă, 343, mi se pare mult. Fire countermeasure, countermeasures, counter, vezi? Asta este mirajul, bă, da, mi se par scump, mă refeream la proiectilul ăla de la, da, ăla e de bunie. MiG-23, MiG-21, Cafiro, astea J7D, F4 de la UK. Și am văzut 340 de lei și ăsta, bă, mult, bă, e mult rău de tot. La tancuri, 70 de euro fiecare, bă, mi se pare enorm. Mi se pare enorm, 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 prea mult. Așa, ce am văzut la americani și mi-a plăcut foarte mult și arată superb. Ăsta am în căpăș. Ați văzut ce frumos e ăsta? Cam scump pe Google la valoarea ta, știi, așa la valoarea ta, ăștia sunt banii de cafea. Bă, sincer, acum aș putea să-mi permit să iau, dar nu vreau. Mi se pare un pic cam mult, dă-l în gura, mă simt. Bă, undeva la 200, 200 jumate, zici, bă, e mișto, bă, da, 300 și aproape 300 jumate, deja. Na. Hai, ce răzvănică, salutare, salutare, domnul membru, pe canalul meu. Ia uitați-vă, fraților, ce frumos e. Uitați-vă și voi. Să vedeți voi ce o să se vândă. Ăsta este la 97. Uitați-vă și voi cu camuflajul, cu lanțurile pe el. Asta au făcut exact cum a făcut și cu 2A4 ăla de la Nemț, care s-a vândut foarte bine. Are termal. Da, din păcate nu se ne vor face. Și ăsta se... 308. La penetrare un pic cam slăbuț. Dar arată bine. Arată binișor. Ia, Răzvănică, hai noroc, bună seara! Ai de așteptat aproape un an. Fraților! Ia să vedem. Hai să-i dăm un test. Sincer, la chinezi am tank premium la 8.3, dacă nu mă înșel. Singurul lucru pe care mi l-aș dori ar fi avionul de la suedez, pentru că la suedez n-am niciun avion premium. Am pe ăla de 47, dar n-am o vreodare să joc el. L-am luat o dată că era la reducere și... Ia să le-am. Oh, termal bun. Rangefinding, bineînțeles. Ui, ești nebun la cap. Bine, am dat la burtică și aici 4A. Ia să vedem. Îi dau cu proiectilul ăsta, ia. După aia schimbă pe proiectilul ăla. Al doilea proiectil. Mai am 50.000 de puncte pentru research și iau mic 23 de la nemți. Eu. Stai că am dat cu proiectilul stoc, ca să zic așa. Ia. Da, i-am dat în ăsta, în... Ia să vedem, eu. Mă, dă mă, dracu, cine mai nimeresc? N-arată rău. O, dar chiar bine arată, jur. Chiar bine, bine arată. Îmi place cum arată. Jur că îmi place. Mă sună un băiat, dar nu pot să-i răspund. Așa. Ia. N-arată rău deloc, îmi place, îmi place, dar nu vreau să-l cumpăr pentru că am tot deblocat la american și chiar nu se merge. Just Jack, salutare domnul Paul! Ce, oare se bagă belarusul peste ucrainin? Așa, ce bere se joacă? Deocamdată nu joc nimic, pur și simplu mă bucură. Bă, e complicat, dacă se bagă belarusul, e clar că intervin și alte țări. Acolo e nasoală treaba, sper să nu. Ăsta e ăsta. Cum zice comandantul.
Return to Hangar. Acolo deja e complicată treaba. Dacă se bagă Belarus, e nasul. Uitați-vă ce frumos este. Exact de asta de care vorbeam. Bun. Ia să vedem. Recomandă așa. Pa, 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 pa. Ce mai avem pe aici? A, am văzut că au băgat ghepardul. Băi, ce ăsta mă, în cavaș gura asta. A, ăsta l-am, mă, l-aveam, domnul că nu l-am cumpărat eu. Au băgat un ghepard, dar nu mai știu unde, la nemți, pardon. Dar, din păcate, l-au băgat la 9-0 pentru că are rachetele astea pe el. Ia să vedem. Rachetele de cât sunt? De 6 km, dacă nu mă înșel, și sunt pe căldură. Este exact același lucru, numai că are 4 rachete pe el. Și cum dai cu rachete? Cu R dai pe el. Da, da, dacă se bagă și alții țări, e clară treaba. Mai jucăm mortan, dar nu cam la soară treaba, exact. Ia. Ăsta este oponentul ăluia de la... Oponentul ăluia de la americani. E același, i-a pus cutia asta în spate și cutiile astea în spate le-a pus de fapt. Ia să vedem, e la fel de penetrant. A, dar stai că n-am pus proiectilele alea. Aha, aha. Și are asta, uite, imediat îl... Imediat îl dă. Bă, mișto! Mișto, îmi place! Da, da, da. Și imediat cu left wing... Îl iei imediat, îl pălești, ia. Ia, auto-l. Da, nu? Dar dacă l-au băgat la... Așa! Mai jucăm mort under dacă e. Păi clară treaba, mai jucăm mort under dacă e. L-au băgat la... 97. Un pic cam mult. Băi, ia uitați-vă ce skin mi-am luat cu deblocarea warbounce-urile. Puteți să vă cumpărați skin-ul și vedeți aici. Am camuflaj pentru air vehicle de rank 4 sau 5. Vedeți? Dar acum vreau și mi-l-am luat pe ăsta. Care-i frumos el. Bun. O altă chestie. Ce vreau să vă mai arăt? Hai să jucăm un pic cu Phantom-ul, să vă arăt cum e cu rachetele astea șmechere. M-a învățat domnul Bobei și îi mulțumesc pe această cale și vă mulțumesc tuturor că de la fiecare am câte ceva de învățat. Hai să vă mai arăt niște chestii. 18 oameni pe live. Nu mulțumesc mult de tot, nu uitați să-mi dați și mie un like, un dislike sau ce vreți voi. Haideți să vă arăt cum e cu rachetele Phoenix. Mă bag în test fly ca să avem timp să vă și explic. Da? Deci aici selectez rachetele. Ia să vedem. Rachetele astea sunt... 18G, 18G și aici sunt 18G. Astea sunt ghidare prin IR, toate sunt rear aspect IR și ăsta e rear aspect de la 5,5 km. Hai să-l iau pe astea, da? Că sunt ultima generație, cum ar veni. Fiți atenți cum se joacă cu rachetele astea și că vreau să vă dau și eu mai departe chestia asta. Salut, scuze de drag, vreau să știu dacă poate veni mâine dimineață cu cel așa senzor să te uiți, mersi. Dacă poate să-l lase, sigur că da. Bun, deci ăsta este F-16-lea, da? Am luat Phoenix-ul, mă, de pe burtă? N-am luat Felix-urile de pe burtă. Acum este doar cu ăla. Chiar bă că le-am selectat doar pe alea de sus. Hai că vă explic imediat. În caz că veți ajunge să luați și de fapt, dacă mă întrebați pe mine, cam astea sunt rachetele rankului 8 de generație 4 pentru asta. Adică nu vei mai vedea avioanele fizic, le vei vedea doar pe radar. Atât. Asta e viitorul. Dacă îți place, mergi mai departe. Dacă nu îți place, nu mergi mai departe. Știi, cam asta e ideea. Da, ia să vedem. Astea sunt? Astea sunt. Bun. Hai să vă arăt cum să face, că, în primul rând,
Pariu că mâine la muncă nu mai e la ori tandă, te vei gândi. Bă, sincer, nu. Astăzi am plecat un pic mai devreme, am plecat cu o oră mai devreme, curios să văd ce e cu update-ul și îmi terminase întreaba, efectiv, să te dă pomană. Bun, cele patru rachete de aici din burtă se mai numesc Phoenix, sunt pe rază mare de acțiune. Vezi avionul doar pe radar. După cum vedeți în partea dreaptă, am băgat radarul rectangular, îi spune, mi se pare. Ia uitați-vă aici. Option. Și dați radar. Și aici opțiunea Use Rectangular Radar Indicator sau nu. Dacă nu, e cel clasic, așa pe unghi. Aici, eu de exemplu aveam Target Cycling Switching of Aircraft Radar, din păcate eu l-aveam pe nu. Și băi, fraților, nu s-a lăsat. Aveți grijă ca ăsta întotdeauna să fie selectat pe Yes. Dacă nu este selectat pe Yes, nu găsește țintele și nu ți se le selectează. Foarte complicat. Nu știu de ce eu l-aveam dat pe nu, băi, și nu puteam să dau loc pe avioane. E, întotdeauna asta să le aveți, eu le-am date pe Yes. Target Cycling Switching of Aircraft Radar, întotdeauna dați-l pe A, pe Yes. Bun. Bun. Selectăm care e mai bun, rectangularul. Bă, rectangularul, hai să vă arăt și de ce rectangularul și să vă explic și e mult mai ușor de explicat și mult mai ușor de văzut. Bun. Selectez Weapon Selection On și selectez AIM-54A Phoenix. Da? Deci eu acum am selectat rachetele de la burtă care sunt cu rază mare de acțiune. Bun. Caut avion. Am avion la 10 km, am avion la 11 km. Da? Mă duc pe avionul la 10 km, la 11 km și după cum vedeți în partea dreaptă la radar, am search pe DHDN, au băgat acum. Ei, eu mă duc și selectez pe TWS. Și după cum vedeți aici în față, radarul l-am pe 37 de km și acum l-am pe 93 de km și eu pe 300 și l-am dat pe 10 km. Pe 37 de km. Și acum dacă mă duc cu fața, după cum vedeți, TWS-ul îmi selectează ținta fără să fac nimic. Doar că trebuie să selectați kilometrajul la care vreți să lucreze el. El mi-a selectat ținta și după cum vedeți în partea dreaptă aici, uite că am pus mouse-ul, am raza maximă unde este eficientă racheta aici și raza minimă unde este eficientă racheta. Eu dacă trag acum cu rachetă raza avionul trecând, trebuie să-i punem break. Deci eu când trebuie să trag cu racheta după ce s-a selectat, eu trebuie să trag între semnul ăsta și semnul ăsta. Acum, pentru că avionul mi-a trecut de semnul minim de acțiune al rachetei, eu nu pot să fac nimic cu racheta asta, nu va fi eficient, da? Bun, hai să ne ducem un pic, să ne întoarcem. Hai să vă arăt cât de simplu e, dar e greu până îl înțelegi, fraților. E foarte greu până îl înțelegi sau cel puțin până îl pricepi, eu l-am priceput și cu asta basta, acum știu despre ce e vorba. Poți decupa teritorialul ăsta ca să-l pui separat pe canal. Chiar asta vreau să fac și vreau să fac unul special dedicat doar pentru rachetele astea, pentru că ăsta e viitorul. Ăsta va fi cu F-16, ăsta va fi cu MiG-29 și toate cele, da? Bun, hai ne jucăm. Deci este atât de important și mă chinuiam și n-aveam ăla selectat și nu găseam rachetele. Bă, Bobei, cum faci? Dă-mi un print screen și am brodit-o acolo că trebuie să ai ăla să se mute ținta automat și după aceea mi-am dat eu seama și ce m-am uitat de distanța de acțiune a rachetei. Deci încă o dată, racheta trebuie să tragi între linia asta și linia asta, da? Bun, hai să selectăm. S-a dus în 15 km și după cum vedeți TWS a selectat ținta, da? Dacă nu vi se pare că nu e, îi dați pe control lock, pe lock target, da? Am selectat ținta. I-am dat racheta cu Phantom și vedeți voi, acum ținta este între semne. Adică, uitați-o că e undeva aici, da? Și trebuie să-mi vină în ăsta. A intrat, da? Deci în partea dreaptă. Uitați-vă în partea dreaptă. Asta este raza de acțiune. Și asta mi-a intrat, da? Eu l-am pierdut, scuze. Hai băiatul meu. Sunt pe TWE. S-a dus, e prea departe. Bun, hai să luăm altul. Unde e celălalt? Jos, mamă, unde ești? Să uităm un pic de viteză. Eu te le-am pierdut. 16 km, ia să vedem. Sunt pe TWS. Mi l-a prins și după cum vedeți în partea dreaptă, avionul este între cele două semne. I-am dat select, atenție, rachetele Phoenix, da? Și i-am dat fire, Fox One, da?
Și acum racheta își vede de treabă și asta este fire and forget. Și acum urmări racheta. Da? O vedeți cum se ghidează singură. Eu am dat-o între cele două semne și trebuie să ai răbdare. Dezactivează frânele. Bravo, uite că nu m-am mai uitat. Aircraft destroyed. Mulțumesc, Eco. Deci asta e toată șmecheria. Dacă o dai mai devreme de acea linie de partea sus, nu mai este în raza ei de acțiune. Dacă o dai mai târziu, el a ieșit în raza de acțiune. BCB-ule, Paulică, până voi înțelege eu avioanele, cred că dau 10 bombe atomice la tancuri. Ia uitați-vă. Deci am racheta, i-am dat loc, sunt în semne, la limită i-am dat-o, ia să vedem-o ea. Acum deja avionul a trecut sub raza de acțiune, dar eu am dat-o înainte ca ea să iasă în acțiune. Vedeți? I-a dat hit pentru că ea a fost exact la limita linii de jos. Băi, deci este atât de șmecheră treaba. Și o altă chestie ce am mai băgat. Aurel, ce faceți, domn Paul? Hai loc, Doamne ajută! Păi fiți atenți aici, am mai băgat acum chestia asta, radarul ăsta HDN. Trebuie să văd despre ce e vorba. Radarul ăsta HDN, trebuie să văd ce poate să facă. Ăsta e băgat acum, nou la update-ul de astăzi. Ia să vedem, unde e avionul ăla? Ia uitați-vă. Nu mi-l vede și o altă chestie. Cu cât e mai aproape de sol, cu atât e mai greu de detectat. Cu cât se duce mai sus, e mai ușor de detectat. Uite, nu mi-l vede, vedeți? Pentru că eu sunt mai sus decât el. Și cred că și unde e foarte aproape. L-a selectat. Da? Hai, băiatul meu. Hai să-i punem break. E prea aproape, 2 km. Astea sunt avioane, radarul ăsta e pentru avioanele la mare depărtare. Radarul este mișto, bă, frate. Deci a fost greu până l-am învățat, dar când mi-am dat seama de șmecherie, nu-i mai puțin adevărat. Se întâmplă la începutul jocului, când ai văzut, vezi avioanele alea boți e. Bă, dar dacă ai luat unul, ți-ai făcut 300 de puncte, cam asta e ideea. Dacă te duci în simulator, acolo e și mai mare șmecheria. Pentru că în simulator harta e foarte mare și sper, e aproape, uite, nu-l vede. Uite, nu-l vede. Nu-l vede, că e prea aproape. Și sper ca să ne dea cu hărțile foarte mari. Cu cât sunt hărțile mai mari, cu atât te vor ajuta rachetele astea de rază lungă de acțiune. Hai să încercăm să mă duc mai mult. Iar rachetele astea sunt clasice. Te duci până, dacă l-ai dat-o până în 5 km și el nu face manevre de-astea countermeasures, 10 km, ia să vedem. Da, mă, pentru că radarul e selectat la 37 de km, mă. De-aia, mă, nu mi-l ia. Vedeți? Trebuie să selectez radarul, ia să vedem. Asta, ai radarul de dimensiune mai mare, rază mai mare sau rază concentrată, ca să zic așa. Ia să ne îl vede. Nu-l vede, habar n-am tot ce. Astea probabil vor fi bug-uri. Uite, nu mi-l vede, efectiv. Sau să facem așa. Nici așa nu mi-l vede. Acum am schimbat stilul de la radar. Uite, nu mi-l vede. Cu toate că e pe 19 km, 37. Habar n-am tot ce. Dar rachete mai am? Mai am. Uite, nu-l vede. Ia să-i schimbăm așa. Search. Nu mi-l vede. Nu știu de ce. Habar nu. Poate că-i bag, habar nu. Ia să încercăm să dăm un meci. Așa. Sper că am fost de ajutor, nu știu. Dacă e ceva, hai să mai discutăm. Așa înveți și eu de la voi și voi de la mine. Cam asta e ideea. Din păcate, eventul ăsta are 40.000 de puncte în 2 zile. Bă, frate, în 5 meciuri abia am făcut 5.000 de puncte. Trebuie să-l cam omor pe joc. Aici e problema. Mare chiar. Mi se pare că trebuie să cam stai lipit de calculator. Mă, nu zic, nu. Stau o dată, stau de două ori. Dar banii tot îi dau. Chit că nu cumpăr ceva pe mine.
Dar dau banii să iau ăsta la event. Și ce primești la event? Tornado, T-80 sau un vapor? Mai bine omor portofelul. Păi da, dar Tornado nu e pe premium, e Tornado premium? Îi dau un portofel și gata, ce să mai stau? Nu? Carburant, mi-am luat pentru 45 de minute, e suficient. Dacă ai hartă de simulator, ia-ți maxim. Gun targeting distanță, dacă ai două, undeva la 600. Și countermeasures mi-am luat la o secundă, două secunde. Tornado e ca Sturm Tiger-ul. Bă, nu știu, nu știu, că nu am, Aurele, habar nu am, pentru că nu am, încă nu am văzut F-16 în joc. Încă nu n-au dat băieții Golden, nu să-l ia. Ați ascultat Noi de Voci la Marină? Bă, am văzut update-urile, am văzut clipurile. Pare interesante. Ne vom juca și ăla. Bun. Deci, am decolat, da? Selectez. Gear up. Aici trebuie să fiu un pilot complet. Am selectat rachetele Phoenix. M-am dus pe TWS. Costel Dragă, salut, te invit la Demisec. Ai loc? Ia să vedem. Le selectează. Încerc să iau altitudine și avem distanță 37, 93 de kilometri, 185, 360, 19, 37. Ia să vedem. Ia uite-l. Deja mi-a descoperit o rachetă și după cum vedeți în partea dreaptă, îți arată ținta la ce distanță e. Eu aștept ținta asta din dreapta să vină aici. Când a trecut, bine, asta e mai mult ca sigur un bot, dar când a trecut aici, deja i-am dat-o. Selectez racheta. E deja loc, stau și i-am dat. Sigur ținta asta, dacă nu mi-e altul, e luat. Ăștia salți, da? Ăsta tot ăla e, ăsta e altul. Dau și lui ăsta. Mă duc că și ei s-ar putea să dea mine acum. Mai am 4, nu? Ia, aici ce avem? Ia uite-l. 23 de kilometri, mai aștept. I-am dat zadacțiune. I-am dat-o. Aircraft destroyed. Exact ce vă spuneam. Fire and forget. Nu faci nimic altceva. Hai să-i mai dau o dată lui unul, lui ăsta. Este în raza zadacțiune, mă uit în dreapta, da. Fire and forget. Și acum așteptăm. S-ar putea să-mi dea ăștia, dar nu mai contează. Îi dau flare pentru că s-aude radarul cum mă scanează. Rachetele mele se duc, după cum vedeți. Am selectat acum pe rachetele air-to-air. L-a distrus, bă, pe ăla. Și totuși racheta mea se dusese după el. Ați văzut? Uite, racheta intrase în pământ după avion. Ce mai vrei? Mi se pare super șmecherie, frate. Mi se pare super șmecherie. Și poți să-l lași pe TWS ca să-ți arate țintele. Ia uite, la 7 km am un avion. E al meu. Schimb. Deci eu mi-am făcut 221 de puncte, că l-am luat pe ăla fiind. Ia, ăsta la câți kilometri e? Windrower, că l-a deblocat 1029, bă, deja. Ah, ce-am scăpat! Ia. Lasă-l, că m-a făcut frumos. L-a luat. Auta. L-a luat și pe ăsta. Schimb radarul. Aircraft destroyed. El pe mine, eu pe el. Fire rescue. Gata, s-a terminat. N-am la extintor. A făcut Paulica 896 de puncte, Doamne ajută. Ia să vedem, Windwall care a deblocat MiG-29, bă, în 4 ore. Bă, frate, Cagiu face nu știu câte kill-uri, bă, mă, să mă iert Dumnezeu, eu sunt mai prost. Aveți linia făcută? Nu, mai am un F-104 să-l deblochez. Ideea este că ăsta este jocul ce ne așteaptă de acum încolo la generația nouă. Adică vei vedea un pătrățel și ai tras și ai dat-o. Ăsta e viitor. Pentru cei cărora le place stilul ăsta, mie îmi place stilul ăsta. Îmi place mai mult decât pistonarul cu n-ai altitudine, n-ai viteză, stai că nu știe. Mie mai mult îmi plac astea. Eu cred că o să mă axez mai mult pe astea. Bun. Hai să vedem.
S-a terminat meciul, am câștigat-o, avem victorie, da? Și eu aveam undeva la 5.000 de puncte, să vedem acum câte puncte mi-a dat la 10. Unde văd Tornado? Uite, deja am făcut și ăsta. Îți dai seama de F15 că va rupe dacă nu l-au băgat deja? Ce va rupe dacă nu l-au băgat deja? Păi, sunt convins că va rupe, îți dai seama că asta e și ideea. Și acum câte puncte am? 6.000. Deci undeva 1.500 de puncte. Bă, puțin. Puțin, gândiți-vă, eu trebuie să joc astăzi, fac cel puțin 20.000 de puncte. Mâncați-vă și gura voastră. Dar ia să vedem cu un premium îți dă mai multe puncte. Doamna, se poate mânca și cu coajă. Ia uite-l, mă, mâncați și pe wave. Ia să încercăm cu asta. E clar că o să le rupă avioane, că n-am altceva de făcut. Aici am 7E, am 7E2. Astea sunt generații mai nouă. Hai să-i dăm drumul asta. Da, spuneți-mi ce s-a mai băgat, spuneți-mi ce s-a mai făcut. Ia uite, am deblocat și ăsta. Trebuie să dăm un meci cu ăsta. Nu joc la event, nu joc la event și este mult mai bine. Știți ce voi face eu, nu? Iau toate vehiculele. Bă, sunteți nebuni, mă, sunteți nebuni. Dar așa știu că tu oricum nu joci la eventuri, nu? Am zis bine? Nu prea le ai. Asta ai cumpărat micul? Că cei că îți cumperi micul? O joc. Acum, sincer, oricum o să-mi iau. Sincer, o să dau și Golden să-mi iau, Tornado. Pentru că îmi place. Îmi place ca avion. E abia băgat, mi-e drag să-l am. Dar de ce să dau 10.000 de Golden Eagles? Că poate dau 3.000-5.000. Înțelegi? Încă nu. Asta e ideea. Nu vreau să dau 10.000. Acum, sau dacă văd că se face foarte greu, nu mai iau de lumea mai mult și mi-au un premiu, mi-au ăla dar urmează. La Suede. Opa, avem lumini pe pistă, frate. Vedeți? Avem lumini pe pistă. Știam că asta s-a și băgat. Uite, avem lumini pe pistă. Acum să aterizăm. Ia uitați-vă. Bă, sunteți nebun la cap. Nice. Frumos, frumos, frumos. Acum parcă nu-ți mai vine să aterizezi cu gear up. Oh, dar ce frumos să vedem, mă. Vede cam bine. Păi, e frumos, frate. Bagă niște abdicturi de stă pistolul în coadă să moară, mă. Aici la fel. Aici, din păcate, nu am altă variantă decât search-ul ăsta cu radarul. Poți să-l selectezi la 46 de kilometri, 93, 185, 370. Bă, o să-l selectez undeva la 46 de kilometri. Și acum să vedem, să selectăm și tipul de rachetă. AIM-7E. Ia să vedem dacă o fi ceva. Să-i dau mai puțin kilometri. Aici mai lat sau mai puțin. Avem lumini pe pistă. Doar pe pistă. Update-ul ăsta a schimbat War Thunder-ul pentru totdeauna. Bă, orice update, dacă mă întreb pe mine. Cu toate că vor fi bug-uri, vor fi astea, dar asta e viața, știi cum e. Ia să vedem ceva. Cu echipierii mei. Nu vreau să joc decât la avion, jur. Vreau să-mi iau Tornado. Sau cel puțin vreau să încerc acum. Ia să vedem astea. Uite-l. Uite-l. Uite cum e. Dacă ăsta vreau să-mi dea, dar nu știu cum. Uite-l. Se întoarce după mine? Nu se întoarce. Nu. Lasă-l. Ia să vedem racheta. Unde îmi sunt avioane? Uite-l. Ilia? Nu Ilia. Ia. Nu Ilia. Din păcate, nu Ilia zboară foarte jos, ai trecut. Să mă iau știu. Mamă, ăsta e MiG-21 de la nemți. Aircraft destroyed, da! Ce-mi place! Ce-mi place!
ce îmi place. Ah, ce-a scăpat! Hai băiatul meu, hai băiatul meu. Ăla a plecat. E nou J. O să tragi pe o săptămână. Aircraft destroyed. Ia de aici. Am făcut Paulica 2 kg. Gata, mă, mi-ai zis. Uite așa învață lumea. Îmi place, bă, îmi plac. Îmi plac asta de generație nouă. Nu mai puțin adevărat. Că nici nu poți să vorbești dacă vrei să te concentrezi. Dar la ce vă referiți că l-a schimbat pentru totdeauna? Că măzi! Da. Că au băgat așa de generație, uite cine e pe primul loc. Aole, dar s-ar putea să o pierdem. Nu face nimic, merge mai departe. Bun, și am jucat cu premiu. Hai să vedem acum câte puncte am și la două avioane distruse câte puncte îți dă la event. Deci. Opa, că am făcut ăla. 20.000, nu putea să-mi deși. Și mi-a dat de 6.800. Cred că deja mi-a dat, dacă nu mă știu. Bun, am 6.800. Unde văd astea de la event? De 6.800, țineți minte. Winter. Astea sunt de la avion, tancul nu mă interesează, vaporul nici atât. Cupon. Aha, îți dă și Winter Trophy, îți dă și astea. Aha, îți dă și decorațiunile astea și păgagica asta. Nu le puteți vedea decât pe site. Scârbilii pământului. Defeat. Deci la defeat și mi-a dat 8.800, deci mi-a dat 2.000 cu avioane distruse la defeat. Fiind pe primul loc. Puțin. Și fiți atenți, 8.800 de puncte, intrați pe site și apăsați show în hangar. Nu, că s-ar putea să oprească live-ul. Deci gândiți-vă că eu joc acum am așa. Una, două, trei, patru, da, cu China, cinci, șase, șapte meciuri și am 8.000 de, băi, cam 8.000 de astea. Bă, dă-le dracu, trebuie să joci 40 de meciuri. Păi dă-mi bătaie! Eu cred că jocul va fi același, doar jucătorii mai experimentați. Știi ce se întâmplă, domnul membru MCM, și vă mulțumesc încă o dată celor care sunteți membri, și nu numai. Fiecare o să-și aleagă beta ranking-ul și tipul de avion sau tank unde se simte bine. Bă, îmi place să joc la propeller, joc la propeller, din al primul război mondial. Îmi place să joc la first jet plane, joc la jet plane. Știi că mă bazez pe avioane. Vreau să mă bazez pe rachete, mă bazez pe rachete. You know? Bă, dacă acum cineva poate să-mi spună, bă, frate, jocul e de căcat și nu știu cu ce să joc, că l-au stâncat. Bă, frate, du-te, frate, la avioane din primul război mondial și tot îl joci. Dacă vrei neapărat, nu vrei, nu-l juca. Hai să mă... Dacă tot. S-a fost scos și parașuta. Am scos parașuta? N-am scos-o că n-am ala. Adică nu poți să... Bă, ai acum toate variantele să joci. Joci ce vrei și cu tancuri. Ați văzut acum a băgat la francezi un tank premium la 1.7, ăla nu poți să-l distrugi. N-ai cu ce. Bă, dacă vrei să joci la 1.7, joci cu 1.7 și nu te mai distruge nimeni. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Adică, bă, dacă vrei să joci... Deci radarul, deci uitați-vă și voi, radarul acum îl scanează pe o secțiune așa. Poți să-i dai o secțiune mai mare. Adică, domne, sunt pe hartă de simulator și vreau să văd cam unde ar fi. L-ai ginit, după aia te duci cu vârful pe el, îi dai secțiunea ca să aibă semnalul mai bun pe el. Degeaba dacă nu e TR-81M1. Gata, mă! Deci, magicul va ieși din gură. Bă, dacă nu e TR-81, bă, și când va băga TR-81M1, ce o să mai vreți atunci? Că va băga, ascultați. Poate că o să mă las de live, poate că o să mă las, dar nu mă lasă membrii și abonații, nu mă lasă să mă opresc.
va veni ziua, ascultați ce vă spune băiatul, că v-am zis și de Phantom, v-am zis și de F-16, v-am zis și de MiG-29, v-am zis și de F-8. Va veni ziua când va veni și TR-81M1, eu zic că la un event va fi. Sau la un Battle Pass. Pentru că n-au unde să-l mai bage. Sau la anul, că nu vor mai avea un ce să mai bage, o să bage și sârbești, cehești, iugoslave, vietnameze, o să bage. Cu siguranță o să bage. Cu siguranță o să bage. Ascultă, ia uite. Distanță mare. Ce rachete i-am dat? Uite. Asta e... Nu mi-l vede, nu mi-l mai vede. De ce nu mi-l... E cu fața la mine? Ia uite. Asta... A, la trebuie să fie cu fața. Nasoală treaba aici. Cehii sunt deja în drum. Ia uite, m-a luat. Deja am auzit pe ăla că sună. Sunt cehii, sunt și... Ce mai sunt? Da, sunt, bravo. O să bagi, o să bagi. Sunt argentiniene, o să bagi, columbiene, o să bagi, dracii să ia. O să-ți ai văzut, au băgat acum elicopter. Elicopterul de la americani a pus steagul Greciei. Păi și ce-o fiți, bă, stai să mai luăm și niște bani de la greciști. Și gata, frate, elicopter premium cu steagul Greciei. Păi normal că dacă va pune și un elicopter românesc, îl voi cumpăra. A fost, dar de ce l-au scos? Nu știu. Sau probabil, eu vreau brazilian, ce iau, vezi? Dalea să danseze. Sau l-au băgat și n-a fost cerere pe el. Nu știu. Vom vedea. Vor beca de toate doar să facă bani. Păi, asta e ideea, eu v-am zis și vă repet. Întotdeauna zic, ei nu vin la muncă să distreze Paul Balu. Ei nu vin la muncă să distreze Hâțu sau eu știu, nu știu, Wave-ul. Dom'le, astăzi mă trezesc la 5 jumate dimineața, traversez București, un nou, Rareș, bună seara! Doar ca să se distreze Wave-ul pe War Thunder. Nu! Niciodată nu se gândească. Tu ești o unealtă de consum. Tu trebuie să-i cumperi lui produsul. Pentru că are salarii de dat. Are sponsori unde trebuie să facă un rating, are sponsori unde trebuie să facă niște vizualizări, are niște griji și are salarii de dat. Trebuie să-și cumpere fel și fel de chestii, de componente, de tot, să fie la zi. Ferească Dumnezeu, terminați-vă prostire. Wave-ul se gândește cum este avionul. Băi, deocamdată nu l-am rare și din păcate pentru că n-am avut bunăvoința să joc, dar are rachetele care sunt în generația nouă și vor fi. Hai să înceapă băieții să le ia și probabil vor fi ope pentru F4 sau F14. Da, F14 și-a găsit nașul, ca să zic așa. Abia aștept să le iau. Și acum jur să iau Tornado, nu văd nimic altceva decât Tornado, jur. Bun, ce facem când avem rachetele Phoenix? 1. Radarul pe TWS. 2. Selectăm rachetele Phoenix. 3. Mutăm radarul pe 90 de kilometri. De ce? Ca să îmi dea să-mi selectez. Ia uite-l. Mi l-a dat la 50 de kilometri. Uitați-vă și voi. La ce distanță? Uitați-vă în partea dreaptă. Ei sunt aici și racheta mea va fi în acțiune abia aici. You know? Mai așteptăm. Stăm. Nu ne grăbim chiar. Dăm așa mai încet un pic. Și așteptăm să intre racheta în acțiune. Când a intrat racheta în acțiune? Hai să dăm pe ei. De ce? Dau două, ca să facem niște puncte, că poate murim. Vedeți? Și mai e unul în stânga jos acolo, dar lasă în pace. Hai, băiatul meu. Atunci mutăm radarul pe 19 km. Gata. E în rază. Fox One. Fox Two. Ei deja au început să tragă în mine. Vedeți? Auzi. Ăștia-s buți, mai mult ca sigur. Uite, avem ceva pe sus. Uite, avem acolo. Îl dau și lui ăsta. Aircraft destruit. Exact ce vă spuneam. Și fugi, Paulica. De ce mi-am făcut 121 de puncte? Mai iau ceva? Mai am noroc?
Eu văd aici, deja ăștia îi vedeți cum vin spre mine, ăștia-s cu echipierii mei. N-am mai avut noroc să iau nimic. Rachete nu mai am, am trecut pe AIM-9G, da? AIM-9G-ul sunt de combat. Zburăm la altitudine mică să nu mai iau ăștia. Mirajul. Și m-am dus pe ăsta. Hei, mi-l-a luat, mă. Hai să schimb radarul. Asta, ăsta e. Ah, uite, ăsta mai e. Nu m-a luat, am fugit. Hai să văd cum ar. Băi, de regulă le iei cu litera cea mai îndepărtată, ca să zic așa. Asta vine cu fața, mă. Nu l-am luat. Nu mai mă după el, că pierd viteza. Da. Hai să vedem, poate reușesc să fac ceva la ăsta. Uite, asta mă joacă. Da, uite ce frumos s-a întors. Fox One. Asta sper că era al meu. Aha, ok, am dat bine. Nu, măcar nu l-am luat pe al meu. Asta e tot al meu. M-a sunat tataia acum. Câți mai sunt în joc? A, nu mai sunt. Am făcut doar 100 de puncte. Hai să ne apucăm să mai luăm la ce să mai luăm, că n-am mai luat nimic. Chita e că m-am descurcat. Uite, jucând faci experiență. N-ai ce să faci, așa merge treaba. Așa merge treaba. Băi, cel mai bun și cel mai bun este de la... Hai că vă spun imediat. Ăsta are... AIM-9G. Dar cel mai bun și cel mai bun este de la... A10 Late, care are AIM-9L. Ăsta este cel mai bun. Cu cât e mai aproape de Z sau crescător, în ordine alfabetică. Ăsta, de exemplu, are... AIM-9G și AIM-9L. AIM-9L-ul este mai bun. În primul rând are all aspect la 3 km. Vedeți? Restul sunt pe 2 km. Ăsta, de exemplu, F-14 n-are all aspect. Ia. Nu, doar rear aspect are, vedeți? Probabil va fi o generație următoare de F-14 care va avea all aspect, cu siguranță. Ia să vedem. Deci avem ce am avut, victorie. Victorii și am făcut doar 100 de puncte. Și de ce ai luat AIM-9G? Păi nu am AIM-9L aici. Aici nu am AIM-9L. Deci am A, B, C, D. Nu mă interesează D-ul. D, E, F, G, H. Deci G, A, cum e? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Deci H-ul ar fi generația mai nouă. Ia să vedem asta ce caracteristici are. 18 km cu 5.50, 18G și ăsta are tot 18G la 5 km la 18, e cam același lucru. Nu văd diferența dacă mă întrebați de astea două. Hai să încercăm și cu astea. Hai să încercăm și cu astea. A, dar asta nu mai am ăsta. Deci eu după ordine alfabetică le iau. De ce ai luat două? Da! Au G-urile mai mari. Uite, hai să-ți explic. L-ul este de generație mai nouă. Au 30G. Astea la alte H-ul și dragi ce mai sunt, au 20G. Asta e diferența. Cu cât e G-ul mai mare, cu atâtea ele virează după... după adversar, uite, de exemplu, la ăsta. Nu mi-arată, vă spun imediat. Ăsta, de exemplu, are 20G și ăsta la altul tot 20G. Dar sunt unele care au 10G. Uite, ăsta, de exemplu, F5C are 10G. Ce trebuie să faci cu ăsta?
10G ăsta, deci pur și simplu ai așa un inel micuț unde trebuie să prinzi loc pe țintă și ținta să nu se miște, să nu știe că ești în spatele lui. Altfel nu poți să iei cu asta. Deci întotdeauna uitați-vă de exemplu de ce îmi place mie avionul de la chinezi. Avionul de la chinezi îmi place pentru că, uitați-vă ce G are aici, Matra R550 are 35G, Jaguarul de la francezi. Asta trebuie să vă uitați. Jaguarul de la francezi are Matra R550, 35G. Salut, salut, Tom Cruise, băi, ești nebun. Băi, nebunule, ce Doamne iartă mă faci la 7 dimineața? Bă, dacă maxim, salutare, să trăiești. Bă, frate, deci este Tom Cruise. Deci la 7 dimineața intră pe jum în cava jura voastră, nebunul. Deci la 7 dimineața intră, păcat că nu e premium mic 29. Vor băga, stai liniștit că vor băga. Hai să dăm un pic cu China. Ăsta e la 10.0, niciodată nu se te bage cu F-16 sau cu F-14, cu MiG-29. Dacă te dă la 9.0, e chiar o pe avionul ăsta. Mi s-a uscat gura cât am vorbit. Dacă îmi permiți, ia, dacă îmi permit, a, da? Bă, frate, la 7 dimineața, bine, adevărul că dacă aș sta acasă și m-aș trezi și eu la 6 jumate, vă spun sincer, în timp ce beau cafea, m-aș juca o standard, vă spun sincer, fără nicio glumă. Eu mi-aduc aminte când am stat acasă o perioadă, jucam, mă duceam pe filmea la școală, mă întorceam și jucam până o luam pe filmea de la școală. Bun, hai să vedem. Eu la 9, că mai repede nu pot să mă trezesc, că am jucat și toată noaptea, Paulic. Nu. Ia uite, frate, ce frumos. Are tata luminițe? Are tata. Bă, frate, vin cu niște chestii super tari. Tom Cruise, l-ai luat F-16-le? L-ai deblocat sau acum lucrezi la el? Da. Să vezi ce trag acum pentru F-16. Deci, an usual, când ești, uite, ți arăt acum. Cu cât avionul e în rang mai mic, și rachetele inamicului sunt la 10G. Ca să eviți o rachetă de 10G, trebuie să virezi 90 de grade puternic, pentru că racheta lui de-aia are 10G, pentru că după 10G își pierde traiectoria. Cu cât are G-ul, cu atât virează mai repede și mai mult, și mai bine. Tu, de exemplu, uite, să zicem că ești în linie dreaptă, da? Că asta tot am învățat și eu de la Mădălin, bună seara! Am învățat de pe tutorial, ești în linie dreaptă, da? Și l-ai văzut pe unul că a venit, ai văzut acum ți arată jocul când pleacă racheta. Ai luat stânga maxim și virat maxim în jos. Și cu cât e maxim, racheta lui n-are timp să te urmărească. Asta dacă n-ai countermeasures, da? Dacă ai countermeasures, da? Mergi drept, i-ai dat counter și ai plecat. Și mai dai un counter și pentru racheta urmărește era. Dar depinde și de racheta cu care tragi. Că dacă vin ruși în spate care au un pic în plus față de ceilalți jucători, poți să dai cu counter major până ți se herpes la gură că tu nu faci nimic. Dar la rachetele de bază, chiar și altitudine, dar e mult mai greu în verticală, indicat este te-ai dus cu burta în sus, i-ai dat, bine, eu am și bombele pe el și el nu poate, n-are cum și îi dai și counter, dacă ai, racheta lui de 10G nu poate. Mă întreb că jocul Jaguar GR1 și nu prea am ce face fără că... Păi nu prea ai cum, pardon, pentru că el are rachete de 30G. Și încă un timp este dacă racheta e cu infraroșu, trebuie să o oprești și afterburn. Bă, uite, chestiile astea o știam, dar nu mi-a intrat în cap. De unde știu afterburn? De unde știu că racheta e cu infraroșu? Poate doar să da, să mergi așa, să te duci în vale, altitudine cât mai mare, dacă ai mai mult de 3 km poți să întorci după el, dacă n-ai mai mult de 3 km nu mai întoarce după el, că întorci degeaba. F-104, F-10, A-10. A-10-le e clar, dacă are altitudine, te face, dacă ești deasupra lui și ai dat cu rachetele astea, l-ai mâncat pe pâine. F-104, dacă nu te-a luat, el nu mai poate întoarce după tine. Păi dacă știi avionul, știi și racheta, și tu ai dreptate. Știți cum e? Totul e vorba de experiență, skill-issue, totul e acknowledge. Exact. Bă, ce am? A-10. A-10 le-am jucat și eu cu el. Are rachete foarte bune eluri, dar virează foarte puțin. Și atunci ce fac? Dacă el virează foarte greu și nu are viteză, mă duc deasupra lui.
Și asta încerc să fac, uite-te acum. L-a luat, e mort. A pus deja unul pe mine. Încerc să mă duc mai sus, F5-1. Nu mă duc pe el, încerc să mă duc pe A10. Pentru că toată lumea e pe A5, uite, mai repede mă duc pe F8 ăsta, AV8. Îl vezi cum dă cu afterburn? Și atunci mă duc pe ăsta, uite, ăsta a dat pe mine scârba. L-a luat. N-am ce să-i fac. Nu i-am prins și mă duc mai departe. Ideea e să-ți păstrez viteza. Am mai rămas câți? 2, 3. Iau altitudine ca să fiu protejat. Dacă ești la bereu foarte mare, n-ai, la 11-0, cu cât te duci mai sus, cu atât e mai ușor. Cu radarele super performante și cu rachetele super performante. Am bombe, n-am ce să fac cu ele. Ba da, mă duc pe ăla. Să mă duc pe bombe, să le dau pe ăla sau le dau ăsta. Le dă? Da, pe toate? Mă duc să le dau și eu pe ăsta. Gata, să scap de el. Și te-ai dus, Paulic. Să fac și ceva punct. Măcar atât. Avion mai prind, mai e un A10. Hai, altitudine. Am făcut 225 de puncte. Nu sunt prostul clasei și vorba aia, nu-i jucat degeaba. Mai sunt 20. Altitudine mare. Ei nu poate să urce vertical pe tine, dar au și rachete, că dacă au pus botul în sus și te-au luat în loc target, ești ras. Dar ei au și 5 km rază la acțiune, la rachetă. Ia, vine pe mine ăsta? Vine pe mine ăsta, uite. Salut! Salme! Arrgh, destroyed! Asta e ideea. Așa se joacă. El n-a mai avut flare-uri, i-am dat, am 30G pe rachetă. Chileșul. Asta e șmecheria. Am avionul în spate, mă duc și pe el, da? Uite, la fel, 2-3 km, ăsta al meu. Am făcut 725 de puncte, să rămân la bâna proste. Aută-l. Iac. A, l-am mâncat pe ăla? Nu, mai e unul. A zis ce l-am mâncat, mă? Ăsta? Nu mai știu de ce să vorbesc prostii. Mai e unul singur, parcă e mai fan bereu ăsta. E mult mai fan bereu ăsta. Jur, deci eu îl recomand, avionul ăsta este senzațional și faci la bani cu el. Uite, bă, A10-le unde eram. Băi, combustibil mai am 9 minute. Deci faci la bani cu el în draci. În draci. Am deblocat până la 5-0 avioanele chinezești. Deci eu mai bine joc cu ăsta la event decât să joc cu F-14. Mie nu-mi place F-14. Sus. Pe el. Un străuz, mă. Aaaa, ce l-am scăpat! Ai văzut? Aștept să joace. World of Tanks, bă, nu mă bag, că nu-mi place. Nu am nicio părere, credeam. Care sunt șansele să fie deja oameni cu mic de mari? Sunt deja 10% dacă mă întreb pe mine. Uite-l. Uite-l. Fuck, fuck! N-a putut să mai ia. Salut, Robert Bălțatu! Și eu am evitat bine. Au băgat bani sau au parteneria cu Gaijin sau... Știi? Sau au băgat bani. Uite. Eu trebuie să ajung în spatele lui, cumva. Știe să joace. Știe, știe, știe. Știe că am pierdut!
Eu am văzut, păi da, dar au avut early access chestii de genul. Uite, a jucat bine la Geo, am pierdut, n-am avut Geo și gata, face ravage. Băi, e normal că face ravage, că i-a abia băgat. F-104, băi, are rachetele de F-4 Phantom. Exact, alea sunt rachete. Poți folosi rocket pod pe post de contrameasures. Da, am văzut, dar nu mai ai, uitați-vă și voi că am deblocat la o misiune. Uitați-vă și voi că am făcut 1700 și n-am câștigat. Și n-am câștigat. Și uitați-vă când cumpărați un avion premium, are research, plaza de research de la maximum vehicle research efficiency de la rank 1 la rank 7. Și ăsta este cât e, mă? Rank 6. Înțelegeți voi? Asta e ideea. Și uitați-vă câți bani să fac. Deci am făcut 15.000, n-am câștigat meciul și 8.000 puncte de research. Și dacă câștigam, făceam undeva și 12.000. Și dacă mai ai și boostere de genul ăla, l-ai rupt. Ia să facem, mă. Facem și cu ăsta? Nu facem acum, data viitoare. Ia verifică japonezul la premiul la 97. Alexandru GB, hai, rog să trăiești. Uite, am făcut 10.400. Bă, nici la jumate n-am ajuns. Mă, mâncați, e mult de muncă. Foarte mult de muncă. Bun, hai să vedem. Am medalion de aur plus echipaj full cu avionul ăsta. Cu avionul ăla. A. Ia tot. Ce mai faci, mă, Alexandrule? Ăsta l-a băgat primul în Google. Și ăsta l-ai full? Ăsta are rachetele M7 de F2 Phantom. Băi! Are rachetele N9L, what the f- a și p. Ia să vedem. 30G și p au 20G, deci au N9L, frate. Deci japonezii sunt cei mai tari pe avioane, dacă mă întrebați. Cel de 93 rectific, ia să vedem. Care tată, că nu mai e niciun de 93 să mă rejecte. Premium. Ăsta? Dar care-i faza cu chestia aia de aur de la echipaj? Cu cât e echipajul mai șmecher, deci astea, când îți apare bănuțul aici este premium, când îți apare inima neagră aici înseamnă că e research-ul la maxim. Când un echipaj, uite-te aici, când un echipaj e cu aur, este research-ul la maxim, îl ai maxim și de la 6 secunde ăla, F86-le, da, imediat ne uităm. Și dacă echipajul ai cu steluță, vezi, totul este pe full, da? Înainte era 97, serios? Ăla știu că ți l-ai luat un premium, știu că am vorbit cu taică-tu. E, și să zicem la asta, încărcarea fără echipaj este 9 secunde, tu tragi cu 7.4. E ceva. Și la japanese, ăsta știu că tu ți l-ai luat pe ăsta premium, dar ai luat și T2 la un moment dat, l-au făcut 9.0, dar rachetele sunt 10G. 10G. De-aia l-au făcut 9.0, că e slăbuț. În schimb, cred că are multe gloanțe, 1800 de gloanțe, da. Dar acum știi cum e, decât să le iei pe ăla, mai bine le iei pe ăsta. Ăsta este mult mai jumătate. Bun, hai să vedem. Hai să vedem cu rușii, am zis, la 11.0, are sens să cumpăr alea de la echipaj? Nu. Doar că trebuie să le dezvolți. Uite, eu le am cu galben, da? Și când le am cu galben, prima dată trebuie să te duci așa. Băi, ce vreau eu? Încărcătorul, l-am la maxim. Commanderul, tot așa. Și vezi ce scrie fiecare. The skill, effect, the crew, visual, range, in the hull. Îți arată pe hartă. Cu cât e mai dezvoltat ăsta, cu atât aveți dinamicul pe hartă mai mult. Ei, eu acum am ajuns la radio, că na, trebuie să le resercuiești ca să ai echipajul bun. Și de la 140, ia uite, îi dau play, am 141 și tot așa, până le faci pe toate, you know? Sau dacă vrei, bagă golden și faci expert. În două avioane făceam în jur de 100.000 de plăceri. Vezi că nu prea mai faci bani ăștia. Îți recomand să faci echipoși de expert și la avioane, altfel pățești ca în meciul trecut. Exact. Eu, neavând pilotul expert, și-a pierdut cunoștința din forța G-ului și am pierdut meciul. E nasol că așa de fiecare ai nevoie și trebuie să joc enorm pentru fiecare. Andrei, bă, nu te supăra pe mine, dar nimic nu se ia în viață ușor. Nimic. Și am zis că vreau să joc cu... nu cu asta, am zis că vreau să joc cu Su-22, frate. Voi ați văzut ce rachete i-a pus pe asta? 6 rachete. Hai să vedem. Oh, sorry.
Dar el nu știu, în ce ai jucat tot standard? În 2013 și în 2016 pe consolă. Deci din 2016. Mult, mult. Și timp și bani. Mi-a venit raportul ăla de la YouTube. Am făcut 30, anul trecut, anul ăsta. Deci gândiți-vă că anul ăsta am stat 33 de zile cap online. Bă, 33 de zile din viața mea am dedicat War Thunder-ului, nu War Thunder-ului. Doar pe live am stat 33 de zile. Deci o lună din viața mea am stat live. Dar merită, frate. Merită pentru că fac ce îmi place. You know? Pe War Thunder stau cel puțin 2 ore pe zi. Da, asta e modul meu de viață. Adică, ce să fac? Să mă uit la Mireasa, să mă uit la fotbal. M-am uitat la fotbal, m-am uitat la finală. La restul nu mă interesează. La campionatul național te uiți că ți-e silă, te ia somnul. La știri, dacă te uiți pe Antena 3, borăști. Mai mă uit pe Digi24, mai îmi bag casca și merg știrile și ascult asta. Sau acum mai nou podcastul. Din podcastul și pac, mă joc. Faceți ce vă place. Netflix, n-am răbdare, filmele s-au devenit porcării, rar mai vezi un film bun, mai sunt, dar nu mai am răbdare. Wartando, mi-a luat alte jocuri, nu trebuie. Băi, asta nu e hartă de simulator? Nu. 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 Ia să vedem mai cu nebunia asta. Asta are un avion foarte bun. Foarte bun și ăsta. La puterea dragostei. Ce trecut, terminați vă prostii cu să mă uit eu la și ceva, ține bunii la cap. Uite, eu iau și pe drumul neasfaltat dacă mă scurați. Dragilor, suntem 16 oameni pe live. Știți ce rugăminte am eu la dumneavoastră? Păi de la Digi mai mănâncă și pe ei. Bă, toată lumea e plătită de cineva. Păi ați penelici cu Digi. Mă rog, de dreapta. Suntem 16 oameni pe live. Nu uitați să-mi dați și mie un like sau dislike, o șeruire sau ce mai vreți voi pe acolo. Au băgat și mă, pe azi am jucat două dintre ele. Păi că două sunt noi azi, da. 6 rachete. Ăsta are radar de generație veche. Vedeți? Ăsta nu știu dacă mă ajută la ceva, jur. Așa. 17 oameni pe live. Tips pentru base bombing. Ocolești harta prin partea stângă. Pentru că este, nu știu, e o reacție umană, toți se duc spre partea stângă. Dacă te duci pe partea dreaptă, întotdeauna te vei întâlni cu inamicul face to face. Știți că și la curse, virajele și cu pe bicicletă și pe motoretă și cu mașina, virajele pe partea stângă sunt mai ușoare decât cele pe partea dreaptă. Așa e corpul proiectat. E, te duci pe partea stângă, da? Și ocolești harta. Bine, nu te duci ca mine ca nebunul. Te duci undeva la 15-20 de grade față de bază. Au băgat și toată lumea stă la snipe și nimeni nu cucerește nimic. E, asta că până își pierd răbdare. E, și la un moment dat o să-i ocolești. I-ai ocolit, te-ai dus pe ei, ai dat bombele și după aia te bagi în fighting. Sănătate, domnul Paul Ostroveanu, hai noroc, bine ai venit. Nu înțeleg de... Dar fie, își ciudați jucătorii. Ocolești pe la Constanța. Te duci un pic pe la Constanța, oprești la Megidia, mănânci niște mici pe la Costinești, o șaorma pe la Năvodari și ai fost la Tellerman. Uite, vezi, ăla s-a dus. Sau, dacă ai avion rapid, te-ai dus direct pe bază, dar e posibil, uite, de exemplu, cum am deblocat rușii, am luat avionul premium Su-27 sau Su, cum e, mă, Sub-27 MBK-ul ăla, am decolat, m-am dus ras și am dat bombele, încercam să mă întorc. Dacă în întoarcere reușeam să iau și un avion, Doamne ajută, dacă nu, lăsam 600 de puncte sau 500 de puncte și aia. Pe la mine, la Lăvădari. Ai văzut? Nu știu, nu m-a dat cu rang mare, observați? O altă chestie, ce am observat. Dacă jucați cu rușii, win rating-ul este mult mai bun. Cristian Ionuț, ai noroc, bine ai venit. Dacă joci cu rușii, ai șanse mai mari să te dea cu down tilt sau să ai victorie. Nu știu de ce, e jocul rusesc. Din Năvodari a cumpărat tata mașina. Păi, nu? Uite, ăsta are, am echipajul mai bun și vedeți că nu pierde. Vedeți că nu intră în GeForce, nu-și pierde cunoștința? Dragilor, suntem 19 oameni pe live, nu uitați să-mi dați și mie un like, un share, un subscribe. Mama măsii. Ca să stăm aici împreună. Mic 23, slabe șanse să le iau pe ăla, dar... M-am băgat cu F14 și cum de nu mi-a dat-o la până acum? Da, toți grămadă, tot să-și ia punctul, pentru că acum joacă la event și de aceea. F16! Avem un F16, băieți!
Ne băgăm? Ne băgăm? Ne băgăm? Mă ia. Ne băgăm? Să mă căci. Ai grijă că te întoarce. Nu dai seama că mă întoarce. M-am jucat și eu. Să fie ce mi-a luat toată echipa, nimic, nimic era acolo. Asta e și frumusețea, frate. Îți dai seama că ăsta deja... era și ultim. Rămasese mult. Deci F16 le-a câștigat meciul. Dar ce ar fi fost să-l iau? Ar fi fost distractiv. Neapărat trebuie să fac un tutorial cu alea. Și cât avem? 10.600. Hai, dă mama noastră până facem 20.000. Dar știți care e partea proastă? Că acum dacă vreau să-l cumpăr, tot 10.000 de Golden Eagles e. Nu? Sau cât e? 1.000 de Golden Eagles? Cât e? 1.000 de Golden Eagles? Aia, sau cât ar fi? Ar fi cum la 10.000. Era mișto, frate, am jucat jumate de 500 de Golden. Bă, am jucat și eu jumate. Mi-ați dat like? Știți ce rugăminteam? Nu uitați, nu mă uitați cu like-ul. Nu de alta, dar vă spar cu bătaia. Ia să vedem câte like-uri avem. 23, Doamne ajută, așa mai merge. 1000 avionul și 9000 cu camuflaj. Bă, 1000, cât vin, mă, 1000? Bă, dacă mă întreb pe mine, 1000 nu merită munca. Adică mai bine dau 1000 și s-a terminat pe șmecherea. Să fac 1, 2 și restul îl scumpăr, că nu merită. Dă-l dracu de echipa, dă camuflaj. Nu mă interesează camuflajul. Dar dacă să mă omor și să pierd timpul și alea și alea, dacă vezi că nu poți, bă, astăzi și mâine îl fac. Și mai dau 7.000 și l-am luat. Aia e viața. You know? Bă, și ăsta am zis că eu l-aspect acum, nu? A, stai mă că astea sunt tot l-aspect acum. Dar nu mai știu unde să mă uit. Socaciu, ceva sfatul pentru Su-25 de line, îmi place, dar nu-i apreciez. Nu-l apreciez absolut, bă, are rachete foarte bine. Mai bine îl desenez tu. Păi l-aș desena, frate, dar nu prea mă pricep nici la desen. Tu mă vezi pe mine stresându-mă? Te mănâncă portofelul, nenorocitule. Domnul Socaciu. Su-25 nu-i avionul? Avionul e. Stai că are niște rachete senzaționale. Are comparativ cu el, cam așa. Ia fiți atenți ce încerc să fac. Cu Golden, da. Cumperi task-urile. La două zile cumperi un task. Sau aștepți până la final, ai dat 1000, ți-ai luat alea și cu asta basta. Ce poți face? Ia uite, ăsta dă și în soare, om, și n-ai mii de. Ăsta e ultimul meci, băieți. Să aveți poftă și drag de joc. Nu uitați. Trageți, nu merită stresul. Și asta e real. A, dar scuze, am uitat. N-are nimic. Dacă tot joc și pot să-l fac, astăzi am timp. Mâine am timp. Cel puțin pentru mine, că mă enervez repede. Dar s-ar putea după 2-3 task-uri să te ia capul. Să zici, mă, dă-l în gura, mă, să nu mai miarde. Sau te duci pe undeva, ai treabă. Acum nici să-ți lași viața particulară pentru asta. Dacă poți să-ți o lași și tu consideri că poți să o lași, mamă, deci aici dacă vii cu bombiță, om, te-ai făcut. Nu poți să dai luminositatea mai mică? Ba, ia să încerc, option. Așa cred. Cred că așa v-ar plăcea. Mie nu-mi place la ochi așa. Trecum am și trecut de... Iată, m-a luat F5. Deci n-am fost pe față. Cred că așa e mai bine pentru voi. Dragilor, cam asta a fost. M-a luat F5-ul din spate și gândiți-vă, are niște rachete groaznice. Dar dacă n-am fost pe fază, n-am fost pe fază și nu l-am auzit. Încă o dată vă mulțumesc, nu uitați că a început eventul, merită, dacă mă întrebați pe mine, merită Tornado, sau vorba altora, joc tancuri, îl vând și mi-au Tornado, v-am pupat, aveți grijă de voi, nu știu ce să mai zic, pocăiți-vă și jucați-vă Thunder și luați F16, v-am pupat, noapte bună, astăzi este marți, sâmbătă, duminică, luni ne vedem cu siguranță, v-am pupat. Pocăiți-vă și jucați World Thunder.